Moș Crăciun va ajunge la fiecare copil din Ștefan cel Mare și dacă cumva credeți că mai pot ajuta pe altcineva, cu mare plăcere putem să ajutăm familii defavorizate. Acțiune în care descărcați împreună cu tineri, cu copii din zonă, pachete venite de la Moș Crăciun așa de departe. Cum vă simțiți ca nepot al lui Moș Crăciun? În primul rând, bună seara, bine ați venit la noi, în comuna Ștefan cel Mare. Ce să spunem, noi suntem bucuroși că putem să ajutăm oamenii din comună și copiii din comuna noastră, să-i facem fericiți să vină și la ei Moș Crăciun. Sperăm să-i bucure cadourile care le primesc de la noi, și pe ei și pe părinții lor. Sperăm ca toate primăriile să facă lucrul ăsta și la cât mai multe acțiuni de genul acesta. Un mesaj pentru copii de Moș Crăciun? Cel mai frumos mesaj care ar fi de Moș Crăciun, sărbători fericite din partea noastră, la mulți ani și mult succes din partea noastră. Tranșă de cadouri pentru copiii din România și nu numai, care au ajuns aici la depozitul central de la Ștefan cel Mare. În spatele nostru este tirul. Câte pachetele de cadouri sunt în spate și de unde a început povestea asta cu cadourile date de Crăciun în Ștefan cel Mare și nu numai? Da, suntem foarte bucuroși pentru surpriza pe care ne-a făcut-o astăzi doamna Fiona Kelly, reprezentanta Fundației Rodorhof din Irlanda. Activitatea asta a început încă de acum 6 ani, când prima dată ne-a trimis mașina de pompieri, cu care ne descurcăm foarte bine la incendii. Colaborarea asta a continuat în fiecare an și din 5 am primit mai multe pachete, cum ar fi fost o verificare dacă noi ne facem treaba. Anul trecut, tot așa, un tir am primit, în care, cum ați spus și dumneavoastră, ei vor pleca în Republica Moldova și în mai multe județe din România. Acum câte pachete sunt în tirul din spate? Sunt 22 de tone și pachete sunt 6.000-7.000 de pachete. Câte din ele rămân la Ștefan cel Mare pentru copiii, pentru cei din zonă care în felul ăsta îl vor primi și ei pe Moș Crăciun? 1.500 rămân la Ștefan cel Mare, restul vor pleca, 1.000 vor pleca la, în Chișinău, 1.500 vor pleca la Buzău, 1.000 vor pleca în Vaslui și 500 în Galați. Deci, practic ați devenit, ca să spun eu așa, o placă turnantă, un depozit central a unui ONG din afară, care în felul acesta sprijină și el copiii care poate altfel nu l-ar vedea pe Moș Crăciun. Dar sunteți și depozit central, sunteți și distribuitor final. Și din experiența anilor trecuți, când intrați într-o casă cu 3, 4, 5 copii, cu pachetelele, cu moșul, cum reacționează toți acești pui de oameni? În primul rând, noi treaba aceasta o facem din bucurie, că am simțit bucuria copiilor exact atunci când am dus pachetele. Și de aceea cei de acolo din Irlanda în fiecare an ne întreabă și ne trimit tot felul de chestii. Și altceva, nu numai, ne-au trimis și bani, ne-au trimis și produse, ori de câte ori apelăm la ei, ne trimite 200-250 de euro pentru familii defavorizate. Am văzut că la un moment dat, tot în cadrul acestor acțiuni sociale, ați ajutat oameni să construiască sau să repare o casă.
Nu, facem și așa ceva atunci când mergi la fiecare familie defavorizată, îi duci pachetele lor acasă, dar rămâi cu sufletul amar când, într-adevăr, casa este cu probleme, are infiltrații în casă, copiii n-au un pat, ei n-au un frigider și atunci încercăm și prin altfel de ajutoare să-i mulțumim pe cei defavorizați. Doamna Fiona Chele, pachetele ajung din inimă acolo unde dumneavoastră le trimiteți și niciodată să nu stați cu inima neîmpăcată că noi le putem distribui în altă parte. Vă mulțumim din suflet, vă dorim sărbători fericite și numai bine!